Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am auzit că se plătește Instagram-ul? Da. Se plătește și Facebook-ul? Dacă nu mai vrei reclame. Urmează taxe. Este puțin că reclame. Când deschizi Facebook-ul, înainte să te loghezi, spune că Facebook-ul e la liber și întotdeauna va fi așa. Da. Păi va fi liber pentru cei care nu vor să plătească. Deci, practic, e în felul următor. Instagram și Facebook vor fi disponibile și fără reclame, dacă vrei, dar va trebui să plătești pentru asta un abonament mai mult ca la Netflix. Ce tupeu? Are țuc? Adică, dacă vrei să stai pe mobil pe Insta, și vor fi și prețuri diferite, mobil și desktop. Dacă vrei să stai pe mobil pe Insta și Facebook, 13 euro pe lună, fără reclame. Vorbești, mă, din România nu e niciun leu. Netflix Premium, 11,99, cred că e cel mai scump. 12 euro, cel mai scump abonament. Voi știți pe cineva care plătește abonamentul ăla la... La Netflix? La Netflix, știm că avem cazuri. La YouTube, ca la să YouTube. Nu să-l vezi fără reclame? Da. Știți pe cineva, da? Da. Cine? Da, acolo te retreabă, părerea mea. În sensul că... Că ce? Poți să șeruiești parole și acolo? Nu, dar acolo te terorizează reclamele. Te uiți la ceva și la 15 minute îți mai intră o reclamă două. Adică... 15 minute? Da. E mult. Eu nu plătesc deocamdată la YouTube, dar cred că o să-i dau niște bani. O să le dau niște bani, până la urmă, mai mult de milă. Că de fiecare dată când deschid, sunt... Nu vrei YouTube Premium? Nu vrei YouTube Premium? Băi, nu, pă bune, ți-am zis cam de 100 de ori până acum că nu vreau. Da. Nu vrei YouTube. Ia, mă, niște bani și lasă-mă în pace că nu mai pot. Ei au fost foarte șmecheri, că au făcut șmecheria aia. Vezi, ai prins-o că șmecheri, că au făcut șmecherii. Da. Dacă ți se stinge ecranul, se oprește sunetul. Da. Sau nu poți să faci swap între aplicații. Poți să lași YouTube, să stai cu YouTube-ul deschis să te uiți ca nărodul. Dacă îți faci abonament, merge să dai drumul la un podcast sau la ce vrei tu acolo. Spre deosebire de Spotify sau Apple Podcasts. De unde nu găsești nimic. Da, dar nu sunt toate podcasturile pe Spotify. Cum nu găsești nimic pe Apple Podcasts? Dintre astea populare mă refer. Populare pentru o anumită parte a populației. Vreau să spun. Da, pe desktop este doar 10 euro pe lună, să știi. Mm. Și bine, acolo deci, e și o variantă de nu înțelege nimeni. Da, mă rog. Da, asta e situația. Deci, preți fără reclame, eu nu mai vreau deloc. Eu nu mai folosesc aproape deloc Facebook și Instagram. Vreți să ne uităm la timpul de... Mai avem timp? Da, mai avem câteva secunde. Mai avem câteva secunde? Păi nu știu unde este ăla cu screen time. Ia, fii atent. Screen time. Aplicații. Da. Când aflu, vă zic. See all happened website. Gata, am aflat. Ia. Yeah. Deci, Facebook nici nu apare. Este pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, zine 7, top. 8. Pe locul 8. Facebook, 18 minute. Urmat de Busy Day, 15. Și de Reddit, 14 minute. Și folosești Busy Day mai puțin decât Facebook? Pe locul 2 este Twitter. Și pe locul 1 este TikTok. Pentru că mai nou postez pe TikTok. Bravo ție. Mă puteți urmări pe TikTok, căutați-mă. Dar și eu vreau pe TikTok, da. Și pe mine, și pe Luca n-are. Eu n-am. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.